Sunt eu mare cumpărător haine Shein, dar mă apucă frenezia ultima oară. Am luat câteva chestioare la capitolul haine. Am haine de pe Shein, un pachetoi enorm și promit eu că e ultimul la anul ăsta, nu mai cumpăr absolut nimic. În alt ordine de idei, am hăinuțe pentru mine, pentru bebe și pentru Alexa. Lui Ștef nu-i cumpăr normalmente haine de pe Shein pentru că își cumpără singur, nu de pe Shein, din magazin fizic, dar nu-i cumpăr eu în general haine și cumpără el singurel. Bun, începem. Scoatem de aici una bucată bluzon, cred că este pentru Alexuța asta, grosuț. Ia uitați, părea în imagine ca o geacă, ceva de genul, dar nu este. Un hanorac mai degrabă, super grosuț, pentru diminețile mai călduroase la noi, să-l ia zi, la școală, dimineața. Bun, una bucată zi, bluzică grosuță. Aici, mai apoi. Aici nu vorbesc prea tare că cadou de Moș Nicolae, așa că o să-l ascundem vilară și-l ascund. Aici am un training, o să vă las să-l încerc cu o imagine ca să nu-l mai desfac de aici. Văd că este gros, gros, gros. L-am luat pentru Moș Nicolae. Stați să-l vedem dacă e gros. Da, e gros. Pantalon de training și bluză cu pisicuță. Nu mai desfac. Așa arată în punguliță. Uitați-vă ce drăguț e. Ăsta-l păstrăm pentru Moș Nicolae, repet. Acum, avem aici pentru bebică o gecuță așa de toamnă, primăvară, cum e la noi, adică la noi nu-i frig. Ia uite așa, făinucă e, nu e iarna ca în România. Are un ursache aici pe spate și este toată, toată din raiat și îmblănită. Asta cred că a fost 8 euro sau ceva de genul și mi se pare super faină pentru perioada asta anului în care nu este atât de frig afară. Și am luat-o pe 18-24 de luni. Sper să-i vină. Nu e drăguță? Ia uitați-o. E super, super drăguță. Așa. Mai apoi, i-am luat lui Baby șosete să se sature o viață întreagă. Șosete de-astea grosuțe, gen ursache, un set întreg. Să aibă mult și bine. Toate astea mi se pare că au fost, dacă nu mă înșel, 5 euro sau ceva de genul și vin, aveți 7-8 perechi pe 4 euro. Erau la ofertă ceva, din acest motiv le-am și cumpărat. Hai să vă arăt o pereche, să vedeți cum e. Uite așa, și să fac și mai lungi și mai scurte. Adică mi se par super, super ok. Singurul minus, nu au din astea antiaderente, dar nu-i bai că nu alunecă chiar așa la noi, mai ales că noi avem în Grecia, de exemplu, puțin așa cu superficie rizoasă, așa să nu alunești. Bun. Singura chestie care nu e de hăinuțe e un glob pentru brăduț. A fost foarte puțin, 1 euro, ceva de genul. Și aici pe căciuliță se scrie numele fiecărui membru al familiei și mi-a plăcut foarte mult ideea să o punem în brăduț. Uite, tati, Alexa, bebe și mami. Nu-i super drăguț? Super, super fain. Și te făcut cadou e făinucă treaba asta. Numai că am văzut acum ceva în minus. Ia uite. Vedeți că este ciobit? Adică să nu credeți că totul este grozav pe Shein. Doamne ferește, nu putea să fie globul ăsta perfect, că nebunesc ca ce așa. Nu se poate. Nu s-a putut mai mult de atât cu Shein-ul. Mai apoi. Ce avem aici? Ah, ăsta este pentru Moș Nicolae, pentru baby. E un costum din ăsta, un training. Gros, gros tot. Polar, îl vedeți? Vedeți materialul? Și are un urs. Nu scoatem nici pe ăsta din punct că vreau să rămână așa. Are un ursache pe bluza de training. Pantalonii sunt simpli, să vă las imagine. Și bluzița are așa un ursache pus pe o parte, super, super gros. Să lăsăm așa, nu umblăm la el. Mai apoi, ce mai avem pe aici? A, ăștia putem să-i deschidem. Decât atâta e pentru Moș Nicolae din comanda asta. Avem aici o pereche de pantaloni din ăștia subțiri, subțiri. De mers la educație fizică cu ei, sunt ai Alexa și sunt plin, plin de pisici, o să nebunească. Deci copilul meu e mort după pisici, se vede, nu? Așa au fost ieftini, 3 euro, că erau și la ofertă. Aici avem pentru, aici prezenta, mi-am comandat, sunt curioasă să văd cum e. Wow, ce moale, nici nu mă așteptam. Opa, e moale?
Și super grosuț, așa, mă așteptam să fie ceva de proastă calitate. Ia uitați ce mânești frumoase are. În general, să știți că am experiențe super dubioase cu hainele astea lucrate așa din material moale și călduros. Sunt așa și așa, dar uite, ăsta chiar a venit super, super fain și are cusătura pe mânecă, e tot brodat. Toate floricelele astea sunt brodate pe mâneca puloverului, că e un plovoraș așa. Vedeți, pufos, moale și grosuț, adică pentru mine, locuind aici, asta este gros și e frumos. E simplu pe față și pe spate, numai la mânecuțe e mai ușor, mai deosebit. A fost 10 euro, dacă nu mă înșel, ceva de gen. Așa, aici ce mai avem? A, tot o bluziță pentru mine, 5 euro dacă mă înșel a fost asta. Ca să o iau pe dedesubt la cardigane grosuțe, mi s-a părut super fain în imagine. Și uite așa arată în realitate, are mânecile ușor bufante, eu sper să fie elastică, că am cerut-o pe un nem. A, da, îmi vine. Are mânecuțele ușor bufante aici, vedeți? Are și găurele, adică e, mai bine zis, pentru o primăvară ceva de genul. Dar, repet, la mine merge, mai ales când pun un cardigan de ăsta gros, gros pe deasupra, mi se pare absolut perfect și a fost super ieftină. Acum să-mi vină, sper, fă că se întinde. A, e bine, e bine, 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 n-am treabă. Am început să-mi cer măsura M la haine și de asta sunt în dubii, pentru că normalmente îmi ceream măsura L. Și aici mai avem un training de-a lui Baby, un training tot așa super gros, super polar. Bă, ăsta pot să vi-l arăt, pentru că ăsta o să-l poarte deja. Pantalonașii este exact ca celălalt. Pantalonași groși, de urs, adică de iarnă. Astea sunt testat prin curte, de mers la plimbare, pe la mare și așa mai departe. Și bluzița, care e super drăguță. Vedeți? Ia uite. Și toată, și pe dos, și pe față, sunt din material de ăsta super călduros. Numai bune pentru ieșit în curte la joacă, pentru chestii de genul. Și cam astea sunt cumpărăturile de pe Shein, ultimile de anul ăsta, promit eu. De-abia aștept să pun asta în brăduț, să scriem numele pe căciulițe și să-l punem în brăduț. Deci și prin urmare am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa cu această comandă de hăinuțe de pe Shein.